Chiar dacă perioada de prohibiție s-a încheiat din data de 3 iunie, pe unele cursuri de apă pescuitul rămâne interzis. În județul Hunedoara sunt mai mult de 10 de astfel de râuri și pârâuri, acestea fiind stabilite printr-un ordin al Ministerelor Agriculturii și al Mediului. Un recent ordin a stabilit perioadele de prohibiție a pescuitului, precum și zonele de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020. Conform actului emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru județul Hunedoara au fost declarate zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii pe tot timpul anului următoarele cursuri de ape. Căian, de la confluența cu pârâul Chișcădaga până la vărsarea în râul Mureș. Ponor, de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb. Izvor, de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb. Crișul Alb Superior, de la izvoare până în localitatea Brad. Romoșel, de la izvoare până la podul Maiorului. Densuș Galbena, de la izvoare până la confluența cu râul Mare. Mihăiești, de la izvoare până la confluența cu râul Strei. Mițești, de la izvoare până la confluența cu râul Strei. Râul Alb, de la izvoare până la confluența cu râul Strei. Maleia, de la izvoare până la podul Rusu. Râușor, de la Păltinei până la confluența cu râul Mare. Zeicani, de la pârâul Aninei până la localitatea Hățăgel. Cerna Inferioară, de la barajul Cinciș până la ieșirea din localitatea Hunedoara. Zlaști, de la izvoare până la confluența cu râul Cerna. În zonele menționate mai sus, pescuitul recreativ sau sportiv este interzis, chiar dacă perioada generală de prohibiție a încetat începând cu data de 3 iunie 2020. Pescuitul în aceste zone reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 600 la 1000 de lei și cu interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de 90 de zile.